Bianca Drăgușanu face lumină în controversa cu privire la vizita sa la fostul soț. Aceasta a declarat pentru România TV că nu a fost cazată la același hotel cu el, ci doar i-a adus un pachet cu mâncare. Hotelul unde este cazat fostul meu soț este Ramada Park. Hotelul unde am fost eu la piscină este Ramada Plaza. Sunt două hoteluri diferite. Eu îți spun că am fost în hotelul lipit de el, care se numește Ramada Plaza și care are piscină. Hotelul în care este cazat soțul meu nu are piscină. De unde știi că poza asta nu este făcută în urmă cu două luni, care este o poză sponsorizată de cineva pentru o anumită reclamă și pus acum, pentru că eu pozele ce le postez pe rețelele mele de socializare nu sunt exact din ziua precedentă. Și hainele și pachetul, totul a ajuns la el. Alex a fost testat și înainte să ajungă în țară și în timpul acestei carantine, la dorința lui, din moment ce el a ajuns în Croația și a fost testat și acolo și a ajuns tot cu un avion privat, unde în Croația a stat aproximativ 3 săptămâni, într-o țară, repet, cu 10 cazuri maxim confirmate, împreună cu fetița lui și cu fosta lui iubită, adică nu și-ar fi pus niciodată fetița de 3 ani în pericol și nici familia, mi se pare totuși că se exagerează. Repet, a venit dintr-o țară în care i-au fost autorizate și zborurile și decolările și aterizările. Ce nu știți voi este începutul poveștii. El a aterizat în România și s-a dus în carantină în Constanța. El a venit din Constanța strict la un consult medical pentru că a avut o problemă medicală, după care a fost internat în carantină. De atunci a trecut aproximativ o săptămână, timp în care, ce să crezi, nu l-a vizitat nimeni de specialitate care să-i facă un control, să zică hai să-ți luăm o temperatură sau hai să vedem dacă ai corona. El a stat într-un colectiv de oameni care poate sunt îmbolnăviți.